Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. Bazm Cult. Pasiunea lui Ion Creangă pentru literatura populară a făcut posibilă scrierea unor basme în care autenticitatea folclorică se îmbină în mod miraculos cu plăsmuirea artistică. Ion Creangă îmbogățește patrimoniul literar cu opere ale genului epic ca povestea lui Harap Alb, un bazm cult, deoarece are un autor consacrat. Basmul este o specie literară a genului epic în care se narează întâmplări de natură fantastică ale unor personaje reale, simbolice sau imaginare, între care se creează un conflict divizat în forțele binelui și forțele răului, din care, de regulă, reies învingătoare forțele binelui. Basmul se caracterizează prin prezența formulelor incipiente, mediane și finale, prin faptul că prezintă o altă lume decât cea reală, o lume îndepărtată în care se împletesc fenomenele reale cu cele imaginare, protagonistul este supus unor probe inițiatice și de dezvoltare, iar finalul operei este unul fericit, rezultat cu victoria forței binelui. În cadrul operei predomină narațiunea, care se îmbină cu prezența dialogului. Naratorul este unul omniștient și omniprezent, însă nu este total obiectiv acesta reflectând uneori asupra faptelor personajelor. Tema operei este lupta dintre forțele binelui și forțele răului, din care ies învingătoare forțele binelui, dar este prezentă și tema maturizării omului, care, în urma experiențelor, devine din novice un om matur. Ca și motive literare apar superioritatea mezinului, împăratul fără urmaș și demascarea răufăcătorului. Acțiunea se desfășoară linear, structurată pe momentele subiectului prezentate de o formulă inițială, amuci că era odată, continuată de formule mediene, și mai merge el cât merge, și se sfârșește cu o formulă finală, și a ținut veselia ani întregi și amu mai ține încă. Expozițiunea prezintă situația împăratului verde, lipsit de moștenitor la tron și având o imensă împărăție. Intriga prezintă astfel cartea primită de către Crai, fratele împăratului verde, în care se cere un moștenitor al împărăției cu trăsături specifice unui împărat. Acțiunea se desfășoară în cadrul unor probe de inițiere și de dezvoltare ale personajelor. În prima probă, Craiul își supune cei doi fii mai mari, luând pe el o blană de urs și așteptând trecerea acestora peste un pod în care simbolizează trecerea de la imaturitate înspre drumul maturizării. Cei doi fii ai săi eșuează, astfel că apare șansa mezinului de a-și demonstra superioritatea. Imaturitatea mezinului reiese din nesiguranța față de propria persoană, fiind astfel ajutat de Sfânta Dominică, care, pentru milostenia lui, îl sfătuiește să se îmbrace cu hainele vechi de nuntă ale tatălui său și să își aleagă cel mai plicăjit cal pe care îl are. Ascultând sfatul bătrânei, mezinul izbândește în proba podului și este sfătuit de tatăl său să se ferească în drumul pe care îl va urma de omul spân și de cel roș. Fiind rătăcit printr-o pădure, imaturitatea mezinului îl face să-și încalce cuvântul, astfel că își pune încrederea în omul spân care îi promite să-l scoată din încurcătură. Ajungând la o fântână, Viclean, omul spân îl păcărește pe mezin și îl închide în interiorul acesteia. Pentru a se salva, mezinul este nevoit să îi promită slujire până la moarte și acceptă ca spânul să se prezinte în numele lui la curtea împăratului verde. Mezinul primește astfel numele de harap alb, care este un oximoron. Harap reprezentând starea de slugă, iar alb reprezentând vița împărătească din care face parte. Ajunși la curtea împăratului verde, spânul îl supune pe harap alb la trei probe. Prima probă reprezintă aducerea sălăților din grădina ursului, a doua probă reprezintă aducerea capului de cerb încărcat cu nestemate. Aceste probe le trece fiind ajutat de Sfânta Dominică, care îi dă sfaturi și obiecte magice. A treia probă este mai complicată. Îi este cerut să o aducă pe fata împăratului roș. În cadrul îndeplinirii probei, acesta își aduce alături personaje ajutătoare ca gerilă, flămânzilă, ochilă, setilă și păsări lăți lungilă. Ajunși la curtea împăratului roș, aceștia sunt cazați într-o casă de aramă, cărea îi se dă foc de către slugi ajutați de gerilă, care suflă pe pereții casei de aramă, Harap Alb, împreună cu restul ajutoarelor, scapă de moarte. Le este dat apoi un prânz cu mâncare și vin din belșug, probă la care participă personajele setilă și flămânzilă pentru a o trece cu bine. Sunt supuși apoi probei sortirii macului de nisip, unde se fac utile furnicile. La proba păzirii fetei de împărat, se fac utile ajutoarele ochilă și păsări lăslungilă, iar la ghicitul fetei se face util ajutorul albinei. Într-un final, calul lui Harap Alb se face util procurând apa vie și apa moartă și smicelele de măr. Trecând prin toate acestea, fata împăratului Roș îl însoțește pe Harap Alb la curtea împăratului Verde. Acest drum arată maturizarea personajului care, Chiar dacă este îndrăgostit de fată, nu își divulgă adevărata identitate. Punctul culminant prezintă demascarea spânului de către fata împăratului Roș. Fiind pus în această situație, spânul consideră că Harap Alb și-a încălcat cuvântul și îl ucide decapitându-l, mezinul scăpând de responsabilitatea cuvântului dat. În deznodământ, fata de împărat se folosește de apa vie și de cea moartă, și de smicelele de măr pentru a-l învia pe harap alb, iar calul îl ucide pe spân. Se prezintă nunta dintre harap alb și fata de împărat și triumful forțelor binelui în fața celor rele. Opera povestea lui Harap Alb prezintă stăruința și inițierea mezinului care, având calități ca vitejie și curaj, cade uneori în fața propriilor vulnerabilități. În acest context apar personajele ajutătoare care îl ajută pe tânăr să persevereze în ciuda eșecurilor. Forțele binelui sunt alături de protagonist, din acestea făcând parte Sfânta Dominică, furnicile, albinele, gerilă, setilă, ochilă, flămânzilă, păsărălăț lungilă, calul și fata de împărat. Forțele răului au alături viclenia spânului ca aproape în orice bazm, conflictul dintre cele două se încheie cu victoria forțelui binelui. Ion Creangă stilizează și aduce fantasticul întâmplărilor basmului la nivel de analiză și introspecție psihologică. Se prezintă dezvoltarea omului în urma experiențelor, de aceea basmul cult, povestea lui Harapalp, devine o operă de o imensă valoare prezentă în patrimoniul literar românesc. În descriere găsești materialul text al acestui clip, te rog să te abonezi, să dai un like și un share și îți urez succes la BAC!